Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi are loc o nouă rundă de negocieri între PSD și PNL, asta în condițiile în care cele două părți nu s-au pus încă de acord asupra mai multor domenii. Taxa pe bogăție, majorările de pensii și alocații, desființarea secției speciale sunt doar câteva puncte în care PSD și PNL nu au ajuns la o înțelegere. Gabriela Mihai, ne aducem aminte date, te ascultăm. Bună dimineața! Astăzi liderii social-democrații se vor întâlni cu liderii liberali pentru a negocia la nivel politic toate acele neînțelegeri apărute în urma negocierilor care au avut loc pe programul de guvernare. Știm că nu s-au înțeles în privința mai multor capitole care au fost dezbătute de-a lungul a 2 zile. Vorbim așadar despre capitolul finanțe, dar și muncă. Totodată, neînțelegeri au apărut și la justiție. Iar asta pentru că vedem socialdemocrații, de exemplu, își doresc majorarea veniturilor pentru toți românii, fie că vorbim despre majorarea alocațiilor, a pensiilor sau a salariului minim. Pe de altă parte, liberalii și-ar dori și ei să majoreze aceste venituri, însă, în opinia lor, nu atât de mult pe cât își doresc socialdemocrații, pentru că nu există suficienți bani la bugetul de stat. Totodată, în privința justiției, nu s-au înțeles pe desființarea secției speciale. Tocmai de aceea, astăzi, liderii se vor întâlni pentru a negocia și la nivel politic și ulterior pentru a ajunge la o concluzie. Pe de altă parte, cele mai mari neînțelegeri apar când vine vorba despre premier. Pentru că toate cele trei partide care ar urma să facă parte din coaliția de guvernare vor să vină cu propunerea de premier și vor să dea premierul pentru următorul executiv. Și vedem că socialdemocrații au propunere de premier în persoana lui Marcel Ciolacu, liberalii își doresc de asemenea o propunere de premier în persoana președintelui Partidului Național Liberal, dar și cei de la UDMR. Prin urmare, este nevoie de o înțelegere. Și spunea seară președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, că nu este exclus ca în cazul în care nu ajungă la o înțelegere politică să existe și o întâlnire cu președintele României, Klaus Iohannis, pe această temă, pentru că acesta ar avea rolul de mediere. Însă, important de menționat este că după ce vor stabili care va fi partidul care vine cu propunerea de premier, vor trebui împărțite și portofoliile și vedem că liberalii își doresc atât funcția de premier cât și funcția de ministru al finanțelor. Acest lucru însă nu este agreat în înțelegerea făcută inițială, pentru că înțelegerea dintre socialdemocrați și liberali era aceea că cei care dau premierul nu vor avea portofoliul de la finanțe. Așadar, și în privința portofoliilor vor fi cel mai probabil discuții pentru a vedea ulterior cum sunt împărțite, cum sunt atribuite aceste portofolii în funcție de partidul care vine cu propunerea de premier. Vom vedea cum decurg aceste negocieri astăzi între liberali și socialdemocrați. Urmează să aibă loc o întâlnire între liderii celor două partide în această după-amiază. Mulțumim, Gabriela. PSD și PNL sunt tot mai aproape de semnarea unei alianțe de guvernare. În continuare, cele două partide nu se înțeleg în privința viitorului premier, însă Vasile Dâncu spune că e mai important, ce mai important este programul de guvernare după care se va ghida viitorul șef de la Palatul Victoria. Există mai mulți oameni care pot să fie premier, poate să fie de la PSD sau de la PNL, poate să fie un independent. Deci există mai multe soluții. Credem că programul, partitura este importantă, după care va juca acest premier, după care va conduce. Până la urmă, președintele României propune premierul și noi vom merge cu toții cu propuneri. Nefiind o întâlnire cu președintele României fixată decât atunci când avem deja soluții la marile noastre deosebiri, să spunem, de program, atunci se va hotărâ și acest lucru. Nu cred că este cel mai important lucru în acest moment. Președintele Consiliului Național al PSD spune că negocierile cu liberalii decurg bine și că sunt șanse reale ca țara noastră să iasă în curând din această criză guvernamentală. Mergem destul de accelerat. În 3 zile am terminat. Noi în seara asta am terminat deja negocierile pe program. Avem câteva litigii. În mod firesc,
pe care le vom discuta mâine, probabil, și vom încheia și cu acestea. Deci nu cred că suntem în întârziere din perspectiva acestui plan pe care l-am făcut noi. Vasile Dâncu mai spune că, până la urmă, socialdemocrații și liberalii pot colabora pe campanii comune și că trebuie să existe colaborare, căci altfel coaliția PNL-PSD nu va rezista. Cum să cuplăm politicile ministerelor așa încât, indiferent dacă este minister PSD sau condus de PNL, să poată participa la campania, de exemplu, anti-pandemie, astfel încât, de exemplu, am stabilit că nu vom mai avea 7 ministere care se ocupă de conducerea, de managementul campaniei de vaccinare, ci una singură, o singură actor, care este Ministerul Sănătății, așa cum ar fi trebuit de la început. Ei au un avantaj, să zicem, pentru că cel care nominalizează este președintele și președintele nu este PSD-ist în niciun caz. Dar aceste lucruri se pot echilibra și noi vrem totuși să găsim un optim, să fim mulțumiți cu toții, pentru că altfel nu durează o asemenea coaliție. Ministerul Sănătății a anunțat că toți elevii care vor merge la școală în format fizic vor fi testați în cadrul unităților de învățământ la începutul orelor. Procedeul va fi realizat în prima și în a patra zi lucrătoare a săptămânii, iar testele rapide vor fi făcute de cadrul medical sau persoanele desemnate din cadrul școlilor. Măsura oficializată de către Ministerul Sănătății prevede ca procesul de testare să fie efectuat de către cadrul medical, ori persoane desemnate la nivelul fiecărei școli sau grădinițe la începutul orelor de curs. Procesul se va realiza în prima și a patra zi lucrătoare a fiecărei săptămâni de curs. Mai mult decât atât, personalul unităților de învățământ va fi instruit pentru ca pe durata întregii desfășurări a procesului să se păstreze măsurile sanitare pentru a nu pune în pericol sănătatea celorlalți și cu privire la utilizarea corespunzătoare a testelor. De asemenea, s-au stabilit reglementări și pentru situația în care unul sau mai mulți elevi vor fi depistați pozitiv cu COVID-19. Imediat după ce s-a constatat faptul că elevul este infectat, părinții sau tutorele legal va fi informat. Până la sosirea reprezentantului legal, copilul va fi plasat în cabinetul medical sau într-o încăpere special amenajată pentru această situație. În cele din urmă, responsabilii unităților școlare vor face solicitări către direcțiile de sănătate publică, județene sau a municipiului București, pentru ca micuții să fie testați PCR. Cadrele didactice nu se arată însă prea entuziasmate de aceste măsuri. Într-un sondaj realizat de sindicaliștii de la Spirul Haret, la care au participat peste 21.000 de angajați din sistemul de învățământ, 75,7% dintre cei care au răspuns nu sunt de acord să supravegheze copiii în timp ce fac testele de salivă. Jurnaliștii Der Spiegel fac o radiografie a sistemului medical românesc și a modului în care țara noastră s-a lovit de acest val 4 al pandemiei. Un val la care s-au adăugat teoriile conspirației și neîncrederea românilor în vaccin, în tratamente, în medicină spitală. Amploarea valului 5 va depinde de rata de vaccinare, crede Raed Arafat. Din punctul meu de vedere, un val 5 este posibil. Nu pot să spun la ce moment, dar este posibil. Și cu cât avem rata de vaccinare mai mică, un val 5 poate să aibă un impact cum a fost acest val care a trecut acum. Pentru că diferența între val 5, care oricum poate că va veni, care este cu un procent mare de vaccinați și unul cu procent mai mic de vaccinați, este impactul major pe sistemul sanitar. De asemenea, reprezentantul Institutului Național de Sănătate Publică, Florentina Furtunescu, a declarat că această pandemie este una a nevaccinaților. Devine din ce în ce mai mult această pandemie o problemă a nevaccinaților, iar față de această realitate care ne izbește din ce în ce mai mult în fiecare zi, noi avem un singur îndemn. Vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă. Trebuie să milităm în continuare, să ne unim eforturile cu toții pentru a determina, a convinge cât mai mulți oameni care nu s-au vaccinat până acum să o facă de urgență, în termen cât mai scurt. Este în primul lor în primul rând în beneficiul individual al dumnealor și în al doilea rând în beneficiul familiei și al comunității. Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat că un val 5 al pandemiei este posibil, dar că nu poate spune la ce moment ar putea veni acesta. Și reprezentanții NSP încurajează vaccinarea pentru a putea încetini sau stopa pandemia. Amploarea valului 5 va depinde de rata de vaccinare, crede Raed Arafat. Din punctul meu de vedere, un val 5 este posibil. Nu pot să spun la ce moment, dar este posibil. Și cu cât avem rata de vaccinare mai mică, un val 5 poate să aibă un impact cum a fost acest val care a trecut acum.
pentru că diferența între val 5, care oricum poate că va veni, care este cu un procent mare de vaccinați și unul cu procent mai mic de vaccinați, este impactul major pe sistemul sanitar. De asemenea, reprezentantul Institutului Național de Sănătate Publică, Florentina Furtunescu, a declarat că această pandemie este una a nevaccinaților. Devine din ce în ce mai mult această pandemie o problemă a nevaccinaților, iar față de această realitate care ne izbește din ce în ce mai mult în fiecare zi, noi avem un singur îndemn. Vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă. Trebuie să milităm în continuare, să ne unim eforturile cu toții pentru a determina, a convinge cât mai mulți oameni care nu s-au vaccinat până acum să o facă de urgență, în termen cât mai scurt. Este în primul lor în primul rând al dumnealor și în al doilea rând în beneficiu familiei și al comunității. Obligativitatea certificatului verde la locul de muncă rămâne în stand-by. Florin Câțu a anunțat că se opresc dezbaterile pentru proiectul de lege. Acesta se află la Camera Deputaților în comisiile de specialitate după ce a fost respins de Senat. Premierul Florin Câțu a declarat că nu îi se pare corect ca persoanele care s-au vaccinat anticoronavirus să fie practic nevoite să plătească testele COVID pentru cei care refuză vaccinarea. Eu nu sunt de acord cu așa, Partidul Național Liberal nu este de acord ca principiu să, pentru cei care nu se vaccinează să fie testați pe costurile celor cetățeni din România care sunt vaccinați. Asta mi se pare inadmisibil. Iar vaccinul este gratuit în România astăzi. Deci ca principiu vorbim. Haideți să găsim o altă formulă. Deci, pentru cele două luni, 60 de zile, așa cum se stabilise. Repet, cei care s-au vaccinat astăzi nu este normal să-i punem să plătească pentru cei care nu vor să vaccineze teste. Asta mi se pare inadmisibil. Potrivit proiectului, în forma sa actuală, angajații români care nu sunt vaccinați ar putea beneficia de testare gratuită, dar numai timp de 60 de zile. Și tot aici apăruse și o idee discriminatorie pentru că angajații la stat s-ar fi putut testa gratuit, în timp ce cei de la privat ar fi trebuit să plătească testarea. Între timp au fost aduse amendamente care au extins gratuitatea și la angajații de la privat. Conform legii, angajații care vor refuza să prezinte certificatul verde la intrarea în instituția în care lucrează ar putea avea contractul de muncă suspendat fără plata drepturilor salariale pentru o perioadă de până la 30 de zile. Dacă cei nevaccinați până acum decid să se vaccineze cu prima doză, atunci instituția de stat la care lucrează va deconta testele de depistare a infectării cu coronavirus până la emiterea certificatului verde. În cazul privaților, decontarea este la decizia angajatorului. Angajații care aleg să nu se vaccineze vor trebui să-și facă teste anticovid periodic, fie test PCR la fiecare 72 de ore, fie antigen la 48 de ore, iar costurile destul de mari vor trebui suportate de angajați. În situația în care angajații refuză să se vaccineze și refuză să se testeze, atunci angajatorul poate decide suspendarea lor fără drept de plată pentru 30 de zile, atât la privat cât și la stat. Dacă nici după 30 de zile angajații nu prezintă certificatul verde, atunci vor fi concediați la stat, iar la privat angajatorul poate decide dacă le prelungește suspendarea sau îi concediază. Președintele Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, spune că tema fuziunii între PNL și PMP nu a fost dezbătută în formațiunea politică pe care o conduce, dar că va avea loc o discuție despre cooperarea cu liberalii. Declarațiile lui Diaconescu au venit după ce mai multe surse au dat ca sigură fuziunea dintre cele două partide. Cristian Diaconescu spune că nu e nimic ieșit din comun în privința discuțiilor dintre PMP și PNL. O cooperare între partidele de dreapta este normală, spune liderul PMP. Am discutat serios, în egală măsură cu domnul Câțu și cu colegii domniei sale, diverse aspecte. Fuziunea este cu totul altceva. Fuziunea înseamnă, în primul rând, un acord al structurilor statutare din partidul respectiv. În al doilea rând, o negociere pe un protocol de fuziune cu un alt partid și, în al treilea rând, evident, a se conveni niște aspecte comune care, pe urmă, vor fi implementate de partidul care rezultă prin fuziune. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat până în acest moment, deci subiectul nu există. Afirmațiile liderului Partidului Mișcarea Populară vin după ce mai multe surse liberale au arătat că biroul executiv al PNL a decis demararea discuțiilor cu PMP în vederea fuziunii prin absorpție.
De asemenea, liberalii ar fi stabilit o echipă de negociere pentru aceste discuții. Așa cum era de așteptat, în acest context a apărut și numele lui Traian Băsescu, însă fostul președinte a ținut să precizeze că nu este și nu va fi implicat în nicio discuție pe care o poartă PMP cu alte partide. Cu privire la posibila mea implicare în negocieri dintre PMP și PNL, fac următoarele precizări. Din data de 6 decembrie 2020, nu am mai avut niciun fel de implicare în activitatea PMP. Nu dețin niciun fel de funcție în PMP, nu am participat și nici nu voi participa la niciun fel de discuții interne cu privire la o eventuală fuziune a PMP cu PNL. Singura activitate politică pe care o desfășor e legată de activitatea grupului PPE din Parlamentul European, a transmis Traian Băsescu. Și mergem mai departe. Acum vorbim despre un incendiu petrecut în această dimineață, foarte grav, un incendiu petrecut în Târgu Mureș. Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit într-o fostă haltă de lângă calea ferată din municipiu. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Flăcările au pus stăpânire rapid pe clădirea unei foste halte CFR din Târgu Mureș. Pompierii din zonă au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale pentru a potoli focul ce ardea cu putere. Zeci de minute s-au luptat salvatorii cu flăcările și într-un final au reușit să pătrundă în interiorul clădirii, unde din nefericire au descoperit o persoană carbonizată. Ar fi vorba despre un bărbat de 56 de ani, însă pompierii vor continua ancheta. Și polițiștii au deschis o anchetă în urma decesului unei persoane. În urmă cu 2 săptămâni, un alt incendiu violent a avut loc în Târgu Mureș. Atunci, vâlvătaia a pornit de la un depozit al unui centru comercial, iar sute de metri pătrați de suprafață au fost distruși de flăcări fără să fie înregistrate victime. Zecile de incidente de la ATI cauzate de acumulările de oxigen au instituit noi măsuri în satul mare, mai exact la secția ATI a Spitalului Județean. A fost interzisă utilizarea telefoanelor și a laptopurilor. Pacienții care sunt internați la secția de terapie intensivă nu vor mai putea să-și utilizeze telefoanele mobile. Managerul spitalului spune că decizia a fost luată ca urmare a recomandărilor făcute de Comisia Europeană în urma unui raport întocmit de Centrul Comun de Cercetare. Măsurile vin pentru a proteja pacienții și personalul medical care lucrează în spații în care pot avea loc acumulări de oxigen. Rudele care au nevoie de informații cu privire la starea pacienților vor fi nevoite să sune la numărul de telefon al spitalului județean Satu Mare. Telefoanele mobile și laptopurile sunt cauza a peste 60 de tragedii provocate de acumularea de oxigen. Poziția Comisiei Europene a fost luată după ce, la nivel european, în perioada martie-decembrie au fost raportate peste 20 de incidente având drept cauză acumularea de oxigen. Până în luna iunie 2021 au fost înregistrate alte încă aproape 40 de tragedii, dintre care cel puțin jumătate au fost soldate cu răniți sau decese. Bucureștenii vor avea anul acesta târg de Crăciun pe Splanada din Piața Universității, începând din 26 noiembrie și până pe 26 decembrie. Anunțul a venit de la Primăria Capitalei la o zi după ce Nicu Șordan anunțase că e în discuții cu operatori economici pentru deschiderea târgurilor de Crăciun. Târgul de Crăciun din Piața Universității se desfășoară cu reguli stricte, dar și pe bază de bilet. Potrivit Primăriei Generale, prețul biletului care asigură o intrare pe zi la târg este de 5 lei la achiziționarea online, respectiv de 7 lei la casa de bilete din locație. Copiii cu vârsta până în 12 ani beneficiază de acces gratuit. Biletele online vor fi disponibile începând cu 12 noiembrie, iar casa de bilete funcționează pe toată durata de desfășurare a evenimentului Bucharest Christmas Market. De asemenea, accesul se realizează în limita a 30% din capacitatea spațiului și e permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Sunt exceptați de la prezentarea acestor documente copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani, însoțiți de o persoană majoră care are certificat verde. Totodată, purtarea măștii de protecție este obligatorie, excepție fiind copiii cu vârsta mai mică de 5 ani, iar la intrare toți participanții vor trece printr-un triaj. Târgul de la universitate nu va fi singurul din capitală, după cum a anunțat joi Nicu Șordan. În această iarnă, în condițiile în care criza sanitară ne lasă, municipalitatea va organiza un târg de Crăciun în Piața Universității,
care nu va costa municipalitatea nimic, da? Deci toate costurile pe care municipalitatea le plătește o să fie recuperate din închirieri și suntem în discuții pentru închirierea unui operator privat care să organizeze târgul de Crăciun în Piața Constituției. Austria ia măsuri dure împotriva persoanelor care refuză să se vaccineze. Autoritățile de la Viena vor aplica o nouă carantină, dar doar pentru persoanele nevaccinate. Iar pe străzi ar putea fi desfășurată poliția, astfel încât să fie asigurată respectarea carantinei. În plus, va fi impusă și obligativitatea vaccinării pentru unii angajați la stat. Austria va aplica o nouă izolare, însă dedicată doar persoanelor nevaccinate. Cancelarul austriac, Alexander Schallenberg, a motivat această măsură prin faptul că două treimi din populație nu trebuie să sufere din cauza ezitării de a se vaccina unei minorități. Pentru a se asigura că măsurile sanitare sunt respectate pe străzi, autoritățile de la Viena vor desfășura poliția. Această măsură a fost aplicată și în trecut. Trimiterii de patrule pe străzi li s-au opus însă sindicatele de poliție, care au precizat că genul acesta de controle nu ar funcționa, că nu reprezintă sarcina poliției și că Ministerul de Interne merge pe propriul său drum. Ministrul Sănătății austriac, Wolfgang Mückstein, a anunțat că vaccinarea va fi obligatorie pentru toți angajații din sistemul medical. Această măsură ar urma să acopere inclusiv personalul auxiliar. În Austria este complet vaccinată peste 63% din populație, un procentaj considerat insuficient pentru atingerea imunității de masă. De la începutul acestei luni, însă, rata de infectare a crescut abrupt, iar de aproximativ o săptămână, Viena raportează între 8.000 și 12.000 de infectări pe zi. Marea majoritate a acestor cazuri vin din rândul persoanelor nevaccinate. Până în punct aici, jurnalul orei 9, în câteva de la fix, să vă reîntâlniți cu Ștefan Pășcuță. Noi ne revedem la ora 11.